Deocamdată managerul a pus două corturi de contaminare cu două instalații de încălzit care s-au ars, bineînțeles, foarte repede. O să ne orientăm, să mutăm într-un spațiu închis, pentru că este foarte dificil. Noi, în acele combinezoane, transpirăm foarte mult. În momentul când ajungi la decontaminare și dă cu soluția aia înghețată pe tine, deja răcești și până ajungi să intri în unitate, deja ești congelat. Personalul de la salvare are 10 de solicitări de intervenție la pacienți bolnavi de coronavirus. Problema apare abia la întoarcere, pentru că tunelul în care se face dezinfecția este amplasat sub cerul liber. Cu cât scade temperatura, cu atât este mai greu pentru personal. O soluție ar fi achiziționarea unui container pentru decontaminare cu asigurarea unor circuite, însă nu a fost obținut, deși solicitările au fost numeroase. Ideal ar fi să avem o încăpere încălzită unde să se poată dezbrăca în condiții optime, dar deocamdată astea sunt condițiile și încercăm să vedem pe parcurs, poate reușim. Ar fi soluția niște containere de decontaminare? Dacă ni s-ar asigura circuitul care trebuie, o intrare și o ieșire, da, ar fi extraordinar. Soluția ideală ar fi construirea unei clădiri speciale pentru decontaminare, dar ar dura mult timp și este posibilă doar cu fonduri europene. Este vorba despre un proiect care include această clădire după standarde europene. Această clădire trebuie să fie proiectată în așa fel încât să respecte legislația în vigoare, să permită spațiu suficient de depozitarea deșeurilor, de a permite echipajelor să se schimbe, să treacă într-o altă încăpere unde să-și preia echipamentul de lucru la o temperatură optimă și într-o suprafață optimă. Avem în jur de 150 de ore, deci chiar nu putem, nu avem sâmbătă, nu avem duminică, nu avem sărbători, nu avem nimic. Și nu mai putem, nici concedii medicale dacă ne luăm, intră în colaps toată ambulanța, deci deși managerul se zbate, dar nu avem personal medical, asistente și medici. Stația de salvare are nevoie și de un garaj pentru autospeciale. Proiectul european nu poate fi depus însă, pentru că terenul pe care ar trebui să fie construită clădirea aparține Consiliului Județean, care intenționa să construiască acolo un bloc ANL, iar cele două instituții sunt acum în litigiu.